Avem astăzi o emisiune specială pentru că voi vorbi despre niște oameni speciali. Mi-am propus ca în deschiderea emisiunilor noastre de la Centrul Cultural, atunci când mă impresionează o carte, un volum, o apariție editorială, să o prezint cu sinceritate, cu admirație, publicului, ca să spun așa, publicului virtual al emisiunilor noastre. În această zi voi prezenta cartea profesor dr. Petre Popa. Aceasta este apariția editorială, se numește Pitești 630. Este o carte de excepție, Memento de Petre Popa. Vreau să spun că în profesorul dr. Petre Popa, urbea noastră și-a găsit cronicarul, un cronicar sârguincios, asidu, clasic și modern în același timp. Pe coperta spate sunt câteva spicuiri. Autorul cronologiei Pitești 630 Memento, profesorul universitar dr. Petre Popa, originar din Măciuca Vâlcea, după absolvirea Universității Constantin Iparhon București, s-a stabilit definitiv în localitatea noastră. Grație colaborării prelungite cu arheologul Paul Idicu, juristul Silvestru Voinescu, ori alți cercetători, lista volumelor sale de autor a fost completată prin scrierile referitoare distinct la evoluția așezării seculare generice, municipiul Pitești pe noi coordonate, Pitești ghid de oraș, Pitești pagini de istorie. Reevaluând sintezele anterioare, Memento, actualul titlu, Pitești 630, este convergent sărbătoririi centenarului Marii Uniri. M-a impresionat, răsfoind această carte, seriozitatea profesorului Petre Popa, care a notat pentru viitorime evenimentele importante din orașul nostru. Este o carte care trebuie să fie prezentă în toate instituțiile de cultură din oraș. Voi trece acum la emisiunea propriu-zisă, care se numește Culorile unui anotimp, fiindcă, așa cum în luna ianuarie am căutat să legăm poezia de muzică, m-am gândit să fac o călătorie de data aceasta și să vă rog să mă acompaniați în lumea culorilor, a picturii și, evident, în lumea poeziei. Am avut bucuria astăvară la Casa de Creație a Scriitorilor de la Neptun, unde am poposit numai o jumătate de oră, să primesc cartea poetei Maria Mănucă, pe care am întâlnit-o de multe ori la București, la Clubul Cultural Mihai Eminescu, Maria Mănucă, din Iași, poetă și pictoriță. În deschiderea emisiunii, aș vrea să aduc, în primul rând, mulțumiri poetei care mi-a oferit această carte și am căutat pe internet imagini, picturi ale Mariei ca să putem ilustra modestul nostru comentariu. Ea este născută în 1940 la București și este absolventa Facultății de Medicină Iași, fiind medic primar, microbiologie și virusologie. Pasiunea pentru pictură însă a îndemnat-o să-și completeze cunoștințele, absolvind Școala Populară de Artă de la Iași și București și devenind membră a Uniunii Artiștilor Plastici. A avut numeroase expoziții personale la Iași, București, Suceava, New York, Manhattan, Veneția, Ierusalim. Are lucrări în colecții de stat și particulare în Statele Unite ale Americii, Anglia, Franța, Elveția, Germania, Olanda, Israel, Moldova, Spania, Italia. Iată un pictor cu activitate completă. Și dacă ne întoarcem la poet, la acest volum, Intarsii în albastru, care a apărut la editura Timpul de la Iași în 2019, vom vedea și o activitate poetică extrem de bogată. Cartea este însoțită de referințe critice și aceste referințe critice ocupă mai multe pagini, dovadă că despre cartea sa au scris mulți critici literari contemporani, dar și colegi, poeți, scriitori. Eu am selectat un scurt fragment
de apreciere a operei Mariei Mănucă, scris de prietena și colaboratoarea Centrului Cultural din Pitești, Paula Romanescu, distinsa poetă și traducătoare, care în drumurile sale între București și Țiseștiul Drag și Natal, poposește adesea aici la Țiuleștiul Drag și Natal, poposește aici la Centrul Cultural și ne încântă cu excelente recitări de poezie. Iată ce spune Paula Romanescu despre Maria Mănucă. Maria Mănucă pare asta mereu de veche, între umbră și lumină, ivind poetice geometrii, dintr-un târziu de vreme, culegând pete de soare spre a ne însemna calea către Veneții. Este poate încercare temerară și mereu repetată a scoicii ce închide într-o perlă nemărginirea. Este mers omenesc pe nisip mișcător. Lansarea cărții Veneția Profundis a avut loc la librăria Mondadori, sub egida Institutului Român de Cultură și Studii Umanistice, în noiembrie 2007. Fiecare poem este un tablou de cuvinte, un poem pictat și, deopotrivă, o terapie. Medicul nu se dezminte. O carte de poeme scrise de o pictoriță cu specializare medicală în sufletul omenesc. Și să ne convingem că așa este, eu am ales trei poeme pe care aș vrea să le recit. Și totuși, pământul. Mereu trece prin poarta sărutului, pare doar că trece întreg. O lamă invizibilă îl despică în două. Cu una din jumătăți intră în amurg și ce buze roșii are amurgul. Cu cealaltă jumătate ridică fața lumii spre soare, o limpezește cu bună dimineața. Din auroră în amurg, din amurg în auroră, una din alta, una după alta, jumătăți totdeauna legate. Așa trece pământul. Evoluție. Dăinuiește în palma ta linia vieții mele. O privesc călătorind, depărtându-se. Se va întâlni cu linia vieții tale din palma mea undeva într-un punct, un grăunte viu, strălucitor. Dacă va găsi cărare pe calea luminii, o cărare ninsă cu lumină albă. Și un poem cu incantații contemporane, Acasă mă așteaptă duminica. Nu calc pe asfaltul înăbușit de cotidian. Mi-am pus cataligele. Neobservate, par pantofi cu tocuri înalte. Alerg. Portarului dau bineți, două țigări, repede îmi ridică bariera parcării. Sunt în întârziere, alerg. Urc la etaj. Laboratorul. Se lucrează intens la vaccinuri. Dar inocenților, alte virusuri amenință lumea, cu arme noi, cu cagule din subclasa ciocoii noi, toți răspunzători de bolile de neiubire. Dar mai sunt încă iubită. Acasă mă așteaptă duminica, cu tandra și calma și singurătate, cu goluri între ore și orele goale, cu neîntâmplări și întâmplări fără culoare. Pare că un Atlantis bucnește la suprafața mormanului de frunze căzute foșnuitoare. E absența. Mă întorc acasă. Pe bancheta din spate, o pâine. Porția zilnică. Felia mea de univers. Pe volan, mâinile. La oglinda retrovizoare, GPS-ul și mobilul. Dar mă sună cineva. Tresar. E duminica. Aceasta este Maria Mănucă. Îmi pare rău că deocamdată nu am putut să o invităm într-o emisiune a Centrului Cultural, dar poate o vom face în lunile viitoare, când va avea un drum spre București. Mă gândesc să-i propun să poposească și la noi. Ei, acum vine greul emisiunii, fiindcă vreau să vorbesc despre un pictor
care mi-a fost prieten apropiat și care este într-un fel un fel de stâlp de rezistență, o coloană a cetății noastre, ca să spun așa. Este vorba despre pictorul Gheorghe Pantelie, om de vocație, prieten și mai ales mentor spiritual, nu numai al elevilor de la liceul de artă, nu numai al profesorilor din județ, nu numai al pictorilor de la filiala Uniunii Artiștilor Plastici și de la Galeria Metopa, ci și a noastră, a tuturor celor care veneam în contact cu el. Gheorghe Pantelie era o lumină. Poate că nu înțelegeam atunci, nu ne-am dat seama atunci când îi stăteam alături. Dar vai, cum ne-am dat seama după ce n-am mai avut ocazia să-i vedem strălucirea ochilor albaștri. Dar de acolo, de unde lucește încă, din tablourile sale și din amintirile noastre, Gheorghe Pantelie ne vorbește încă, ne surâde încă. Aș putea spune că ne veghează. Despre viața lui, a fost piteștean de-al nostru. S-a născut nu departe de locul acesta unde filmăm acum emisiunea. S-a născut la o aruncătură de piatră de aici, în Târgu din Vale, fostul Târg din Vale, în preajma Bisericii Sfânta Vineri, un cartier de case frumoase, de prăvălii, care din nefericire astăzi nu mai există. A fost demolat centrul Piteștiului, care avea, ar fi avut acum atâta poezie și ne-ar fi amintit trecutul. A fost dărâmat cartierul Târgu din Vale, lucruri frumoase de arhitectură care trebuia să rămână. Gheorghe Pantelie așadar s-a născut la Pitești în data de 25 decembrie 1941. Vreau să vă spun că extraordinar de frumos evocă Grigore Constantinescu într-o plachetă pe care a scris-o în octombrie. Grigore Constantinescu, înainte de a se stinge și el, a lăsat câteva plachete, broșuri, cum să spun, de comentarii, biografii, comentarii, biografii, elogiu, unor personalități din oraș. Cea închinată lui Gheorghe Pantelie se numește Culorile vieții. Voi citi un fragment ca să vedeți talentul de evocator al lui Grigore Constantinescu, dar ca să vedeți și frumoasa zodie sub care s-a născut pictorul. În familia unor negustori de seamă, specializați în comerțul cu chimicale din perioada interbelică a Piteștiului, Gheorghe Pantelie, originar din Mihăieștii Muscelului, și a soției sale, Ecaterina Rădulescu, fiica unor proprietari de pământ din Rociu Argeș, femeie distinsă cu vădite aptitudini artistice, colecționară de costume populare, ea însăși creatoare de broderii, se ivea pe lume la 25 decembrie 1941, distinsul artist plastic și profesor de mai târziu, Gheorghe Pantelie. Casa părintească, respirând parcă prin vopselele etalate pe rafturile prăvăliei cu deschidere spre Târgu din Vale, fusese lipsită însă de tihna Crăciunului în însângeratul anul 1941, când scâncetul de viață al copilului acoperea țipetele sfârșitoare de durere ale vecinilor care primise răvești de moarte de pe frontul răsăritean de dincolo de Nistru. Încă de la nașterea pruncului, înfășat în scutecele pe care mama sa prinsese un fir roșu de lână spre a nu fi de ochiat, culorile aveau să-i călăuzească drumul de urmat, dincolo de pragul casei părintești, când dursitoarele de bine i-au hărăzit să se înalțe în lumea fascinantă a picturii pentru a plăsmui cu timpul chipuri de oameni, oricoane de viață, dragi sufletului său. Învățând ABC-ul desenului în școala din apropierea casei de pe strada Maior Șonțu, atras de mic spre mirajul culorilor, Gheorghe Pantelie urmează cursurile școlii medii de arte plastice din Pitești și ulterior, în completare, ale liceului de fete din orașul de pe Argeș, unde profesorii înzestrației însiși cu vădite calități artistice îi vor șlefui talentul născut. În dorința de a-și însuși temeinic tainele picturii naționale și universale, Gheorghe Pantelie se înscrie la Institutul de Artă Plastică Nicolae Grigorescu din București, pe care l-a absolvit în 1971, având ca profesor de pictură pe Octav Angheluță, considerat de criticul și istoricul de artă Adina Nanu, drept una din forțele vitale care s-au format și manifestat în perioada interbelică. Și adevăratul mentor spiritual al studentului piteștean
A fost însă, potrivit aprecierii pictorului Ion Pantilie, fratele mai mic al artistului, colegul său mai în vârstă din facultate, Mihai Horea, un adept înveterat al artei abstracte. Încadrat la galeria de artă a Muzeului Județean Argeș, într-un mediu extrem de favorabil dezvoltării sale ca artist plastic, Gheorghe Pantelie se remarcă printr-o susținută activitate, organizând periodic retrospective ale unor maestri ai penelului din colecția de artă a Galeriei Piteștene, valorificându-le expozițional astfel operele tezaurizate în patrimoniul muzeelor de artă din România. Implicat direct în fenomenul artistic contemporan, expune pe simezele Galeriei de Artă din Pitești creațiile unor pictori consacrați, dar și ale unor debutanți, îndrumându-i cu un remarcabil tact pedagogic de aspiranți la glorie antumă, uneori mult prea dispuși pentru experimentări artistice de receptare corectă, a cărora nu erau pregătiți într-o suficientă măsură. Pentru că am fost contemporanul lui Gheorghe Pantelie, m-am gândit că ar fi frumos să evoc și câteva amintiri personale. L-am cunoscut fiind amândoi profesori, în calitate de coleg, în vara unui an din tinerețele noastre, la un examen de bacalaureat, la liceul de artă, când eu eram profesor de limba română. Pe vremea aceea, bacalaureatul avea o parte de examen oral, în care puteai să stai de vorbă cu elevul, cu respectivul candidat la absolvirea liceului prin examen, puteai să stai de vorbă și dacă observai că subiectul nu este stăpânit foarte bine, dar că elevul cunoaște materie, că este numai, cum am numit noi, un ghinion de examen, puteai uneori, prin întrebări ajutătoare, să-i acorzi acelui elev o notă de promovare. Ei bine, la acel bacalaureat, sigur, nu au fost promovați la examen oral toți candidații, pentru că de artiști ca artiști, și vreau să vă spun că nu am văzut profesor diriginte ca Gheorghe Pantelie, atât de îndurerat, care aproape să plângă cu elevii care nu au promovat. Și am făcut atunci un efort ca să promovez tot ce se poate promova, dar am rămas impresionată de durerea profesorului de diriginte, de fraternitatea cu elevii săi. A urmat o perioadă de colaborare, am fost colegi la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, eu răspundeam de profesorii de română, sigur, pictorii răspundea de profesorii săi de desen. Am fost colegi în lupta pentru a face ca școlile argeșene să meargă cât mai sus, să meargă în rând cu cerințele elevilor din ziua de azi, care sunt niște ființe extrem de inteligente și cu necesitatea ca această inteligență să fie canalizată spre bine și nu spre pierderea timpului. Îl țin minte pe Gheorghe Pantelie când era inspector șef al Inspectoratului de Cultură. Îl vizitam în biroul său. Era pasionat de tezaurele, de icoane vechi care se găseau în mănăstiri. Era pasionat în 1990 de tot ce ar fi însemnat schimbare, schimbare spre adevăr, spre bine. Ne-am născut pentru a gândi, spunea adesea, și era de multe ori nemulțumit de lipsa de interes a concetățenilor noștri pentru actul cultural. Făcea tot posibilul ca arta să ajungă în mijlocul oamenilor. A fost fondatorul Galeriei Metopa și în această calitate a organizat nenumărate expoziții de pictură cu o intensă participare din partea sa pentru a face ca publicul să vină, să vadă, să viziteze. Am notat câteva lucruri referitoare la funcțiile pe care pictorul le-a avut. Așadar, este absolvent al facultății de artă, este deci un profesionist, este prezent în dicționarul Who's Who din România, ediția 2003,
în istoria picturii românești, al căror autor sunt Marin Mihalache și Vasile Florea, și este prezent în Enciclopedia Artiștilor Plastici Români, în volumul 5. Picturile sale se regăsesc într-o mulțime de colecții particulare și de stat, în Germania, Rusia, Ucraina, Polonia, Statele Unite și România. Face călătorii de studii în Grecia, Bulgaria, URSS, Germania, Polonia, Ungaria, apare la emisiuni culturale, la Radio TV și face cronici în revista Arta. Ca artist plastic și grafician, Gheorghe Pantelie a fost funcționar de stat, profesor gradul 1 la desen la Liceul Pedagogic din Câmpul Lung în 1971, la Școala de Artă Liceul din Ulipati 1971-2008. Începând din anul 1990, a ocupat funcția de titular al Catedrei de Pictură din Liceul de Artă Pitești. În perioada 1997-2000 a fost inspector școlar la Inspectoratul Școlar Argeș. De-a lungul timpului, Gheorghe Pantelie a ocupat funcția de muzeograf al Muzeului Județean Argeș, precum și cea de metodist la Casa Creației Argeș. Cu aceste ocazii s-a ocupat de arta veche, arta populară și naivă, precum și de cea profesionistă. A fost inspector șef la Direcția pentru Cultură și inspector, așa cum am spus, la Inspectoratul Școlar. Gheorghe Pantelie a fost membru fondator al Galeriei de Artă Metopa din Pitești, membru fondator al filialei piteștene a Uniunii Artiștilor Plastici din România și inițiatorul cenaclului Ioan Andreescu. Se poate spune că Gheorghe Pantelie a fost formator de opinie și a fost beneficiarul de importante recunoașteri comunitare antume și postume. El deține Premiul Național pentru Pictură din anul 1974. În 18 februarie 2008, inima lui Gheorghe Pantelie s-a oprit pentru o clipă. S-a oprit de a bate aici, în orașul nostru, pentru o clipă, ca să continue să bată pentru noi, dincolo de orizontul nesfârșit. Iată că în acest februarie facem o plecăciune amintirii sale. Despre Gheorghe Pantelie au scris persoane importante, critici de artă, și eu am oprit un fragment semnat de criticul de artă, care a fost și prieten, Iolanda Malamen. Iată ce scrie Iolanda Malamen în revista Luceafărul în anul 2008. Articolul poartă titlul Zbucium și izbăvire, titlul într-adevăr metaforic. Rare ori mi-a fost dat să văd un spirit mai disponibil dialogului. Rare ori am văzut un artist mai neconcensiv cu superficialitatea și cu locul comun și rare ori am văzut un artist la care această stare ataraxică necesară oricărui creator să fie trăită în mod paradoxal ca opusul ei prin frământări, neliniști și elan paroxistic. Am privit adesea cărțile despre artă din propria bibliotecă pe care le citea și recitea, le adnota, le sublinia febril până când paginile se desprindeau din legături. Era categoric și volubil cu lucrurile pe care le iubea. Era un meșteșugar în căutarea absolutului care disprețuia improvizațiile și credea cu ardoare în misionarismul social al artistului. Piteștiul a fost pentru el o matrice sufletească, un spațiu de care nu s-a putut desprinde niciodată, deși unele tentative au existat de-a lungul anilor. Nu lipseau, bineînțeles, ierarhizările proprii, amplu și bine fondate, care exprimau venerări, afilieri și convingeri lucide. Interesat de ceea ce produc tinerii artiști, era adeptul necesității tuturor experimentelor. Ultima mea întâlnire cu pictorul Gheorghe Pantelie a fost la vernisajul unei expoziții din toamna anului, ultimului său an pământean. Avea obiceiul să aducă la expoziții pe prietenul său, pictorul Valeriu Pantazi, încât sala Galeriei de Artă Metopa se împărțea frățește pe jumătate. Doi pereți erau dăruiți cu bogăția tablourilor lui Gheorghe Pantelie și doi pereți reveneau, firește, tablourilor lui Valeriu Pantazi. Intrând în sală, erai de la început aproape orbit de atâta frumusețe, de culori și forme. Era un spațiu prea mic pentru atâta bogăție reversată
Și după minutele de desmeticire, în care încercam să mă obișnuiesc cu lumina, cu focul sacru, cu tot ce cobora asupra privirilor din aceste tablouri, am poposit în vecinătatea lui Gheorghe Pantelie, prietenului nostru Gică, cum îi spuneam în glume, în discuțiile noastre particulare, și am observat o anumită particularitate a acelor tablouri. Aveau parcă o ascensiune spre lumină, spre infinit. Se pornea de la o culoare, de la formă la care, dacă mă gândesc acum, de parcă ar fost celulele dintr-un trup omenesc, se pornea de la această culoare și se mergea în sus, în sus, spre nuanțe din ce în ce mai apropiate de albul luminii. Și l-am întrebat, pentru ce acestea? Mi-a vorbit atunci îndelung, cred că a vorbit mai mult de o jumătate de oră. Mi-am notat într-un carnet tot ceea ce a spus Gica atunci, ca și cum se înfrățea cu Brâncuș, care mărturisea că vrea să picteze vrea să sculpteze zborul, nu aripa. Gică Pantelie spunea că vrea să picteze energia, nu materia. A rămas foarte impresionată și l-am mai întrebat, iară și iară, cum energia? Da, mi-a spus, să poți să treci dincolo de materie și să poți să pictezi energia. Am scos un carnet din geantă și am început să notez tot ceea ce îmi spunea el atunci, pentru că mi se părea un fel de testament artistic. Și chiar așa a fost. În romanul meu, Egor, o iubire imposibilă, pictorul Tudor, cel care veghează într-un fel asupra destinului celor două personaje, asupra pictorului Egor și al pictoriței fără nume, pictorul Tudor are mult, mult din înfățișarea și din cuvintele pe care le-am auzit atunci de la pictorul Gheorghe Pantelie. Revin a face o plecăciune în acest februarie memoriei celui care ne veghează încă. Și pentru că am vorbit de Iolanda Malamen, m-am gândit să mă opresc și asupra prietenului lui Pantelie și anume asupra pictorului Valeriu Pantazi. Am adus un album, Valeriu Pantazi, care a fost editat chiar de Iolanda Malamen după moartea pictorului. În acest album există un portret Valeriu Pantazi făcut de Ion Pantilie, fratele lui Gică, amândoi fiindu-i prieteni apropiați. Este un portret foarte frumos, Valeriu Pantazi. A surprins chiar personalitatea răsfântă pe chipul lui Valeriu aici. Și albumul este prefațat de un citat în care iată ce ne spune Valeriu Pantazi. Dacă arta nu este mereu mai puternică decât viața, ea este întotdeauna mai puternică decât moartea. Mi se pare extraordinar de adevărat. Cine a fost Valeriu Pantazi? Am o biografie aici semnată tot de Iolanda Malamen. El s-a născut la 17 mai 1940, era deci contemporan și cam de aceeași vârstă cu Gheorghe Pantelie, în comuna Ureche, județul Vrancea, România. În 1958 a absolvit liceul Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. Vacanțele copilăriei și adolescenței și le petrece la bunicii materni din Faraoanele, Vrancea, loc pitoresc, renumit și pentru viile sale. Desenează și pictează încă din anii de școală, talentul său fiind remarcat de profesori, de colegi și de familie. Vine în București hotărât să dea examen de admitere la Institutul Nicolae Grigorescu, secția de pictură. După numai 2 luni de pregătire de specialitate, media generală obținută în urma examenului este una meritorie, dar insuficientă pentru intrarea la institut. Se înscrie imediat la Școala de Drumuri și Poduri din București, unde reușește cu o medie de bursă. După absolvire, dă din nou examen la Facultatea de Arte Plastice a Institutului Pedagogic Universitatea București, instituție de învățământ și de artă nou înființată, reușind să treacă examenul cu notare maximă. La baza acestei reușite, în afară de talentul evident pe care îl avea, se simțea și o pregătire riguroasă. Dincolo de faptul că institutul începe să aibă încă de la înființare un renume deloc de neglijat,
Valeriu Pantazi întâlnește acolo mulți studenți cărora istoria, mulți studenți cărora istoria artei românești a ultimelor decenii le consacră astăzi pagini întregi. Printre colegii pe care i-a avut se numără Barbu Nițescu de la Paris, Augustin Costinescu, Radu Dărângă, Valentin Boștină, Doru Covrig, Ion Dumitru, Horia Bernea și Eugen Stănculescu. La sfârșitul anului întâi, Valeriu Pantazi inițiază alături de Eugen Stănculescu, fără a consulta decanatul, o expoziție pe holul institutului cu picturi cubiste. Pantazi expune și un nud pictat cu cremă de ghete. Amândoi sunt exmatriculați, fiind învinuiți de huliganism și trimiși un an la reeducare ideologică prin muncă. Eugen Stănculescu se va angaja ca vitrinier la OCL Alimentara, iar Valeriu Pantazi, grație diplomei obținute la Drumuri și Poduri, va merge pe un șantier în provincie, de unde va reveni în București după câțiva ani. Îmbătat de lirismul efervescent al acelei perioade și simțind pe lângă pulsul artistic care are ceva de spus și în poezie, își consacră din ce în ce mai mult timpul literaturii, devenind unul dintre cei mai originali lirici ai unui București în care mai ales poezia părea că dă în clocot. De altfel, impulsurile literare îl vor face să păstorească un cenaclu literar de mare vogă la acea vreme, între anii 1967-1971, pe Aleea Alexandru, în clădirea ICR-ului de azi, care luase ființă în celebrul Ateneu al Tineretului. Literatura îl va abstrage mulți ani de la preocupările artistice, Pantazi publicând câteva cărți de poezie bine primite de critică și devenind membru al Uniunii Scriitorilor din România. În paralel, își va continua vocația de pictor și cu toate că a avut câțiva ani de interdicție de a mai publica literatură și chiar de a deschide expoziții, a găsit sprijin mare în prietenul său Gheorghe Pantelie, care îi va oferi, așa cum am spus, jumătate din spațiul său expozițional de la Galeria Metopa. Așa se face că Valeriu Pantazi a expus ani de zile în Pitești, la început din nevoie, ca să spun așa, apoi din dragoste. Așa l-am cunoscut noi pe Valeriu Pantazi, într-o expoziție pe simezele Galeriei Metopa din Pitești. Valeriu va reveni în expoziții comune cu Gheorghe Pantelie până la sfârșitul vieții lui Valeriu. Ultima expoziție anunțată, o expoziție Valeriu Pantazi în luna mai, avea sala pregătită totul, am venit la expoziție și pictorul lipsea. L-am sunat pe Ion Pantilie, care nu știa nimic. Pantilie se afla din nefericire internat la Cluj, într-un spital, pentru o operație. Atunci, sigur, l-am sunat chiar pe Valeriu, care mi-a spus, m-am operat, sunt în spital, m-am operat de urgență. Această operație, însă, i-a fost fatală, pentru că nu și-a mai revenit. Pune tu un bilet pe ușă și anunță că expoziția se amână, mi-a spus atunci Valeriu Pantazi. Am suferit, firește, atât la moartea prematură a lui Gheorghe Pantelie, cât și la moartea la fel de prematură a lui Valeriu Pantazi, cum am suferit enorm, ca pentru fratele meu, la moartea de curând întâmplată a pictorului, poet, concetățeanului nostru, Augustin Lucici, despre care voi spune câteva cuvinte în finalul acestei emisiuni. Valeriu Pantazi. Iată ce spune Valeriu Pantazi despre Pitești și piteșteni într-un interviu pe care îl acordă domnului Virgil Diaconu pentru frumoasa revistă a Centrului Cultural Cafeneaua Literară. Valeriu, datorez foarte mult țării Argeșului, orașului Pitești, oamenilor de aici. După boema bucureșteană, când eu eram gazda artiștilor în devenire din Pitești, într-un subsol îmbibat cu poezie, fum de țigară, vin și culori proaspete, a urmat lungul drum al afirmării. Încă de atunci se conturau personalitățile dominate parcă de statura lui Gheorghe Pantelie, secondat de Lucici, Dorică, Eugen Stănculescu, Augustin Costinescu și chipeșul atlet Nelu Pantilie. Iată cum ne duce deja în lumea când prietenii noștri pictorii pe care evocăm erau tineri. Acești crai de curte veche cultivau cu un rafinament al culorii, un nesaț al abstracțiunilor și un înalt intelectualism ce tindea încet,
dar sigur către arta conceptuală. Marele Gică, paranteză Gheorghe Pantelie, care a lăsat un gol imens în spiritul argeșan plecând mult prea devreme de pe firmamentul acestei vetre de cultură, mă luase sub aripa sa, conducând un pas spre lumea celestă a picturii abstracte. Eram împodmolit în țarina figurativului cu timide încercări de cubism. Loveam cu târnăcop un univers încătușat și strâns în câte un vers. Când n-am mai avut voie să public sau să expun în București, perioada 85-89, minunații mei prieteni mi-au întins o mână de ajutor salvatoare, deschizându-mi ușile galeriei Metopa. Am descoperit aici ceva mai mult decât o simplă reductă a spiritului. M-am regăsit într-un spațiu al poeziei și culorii, al sensibilității, loc binecuvântat și entelehic, al preformării ideilor, păzit de aheii, Virgil Diaconu, Sibicianu, Manu, Emanuel Zoe, Tită Maximu și neobosita vestală, frumoși și nebuni ai marelui oraș Pitești. Tuturor le sunt dator. Aceasta este a 10-a expoziție la Metopa, după aventura expresionistă abstractă din Țările de Jos, unde presa olandeză m-a declarat cel mai mare cobra din Est și ne-am întors la nesfârșită tandrețea Școlii Românești de Pictură, trebuia să facă cineva acest lucru, regăsind după 30 de ani aceea strălucire și căldură a Argeșului în blânda toamnă a culorilor încărunțite. Iată cum pictor-poet știe să evoce și este o onoare pentru noi să fim evocați în astfel de cuvinte, artiștii care am trăit și am gustat clipele alături de Valeriu Pantazie aici, consider că este o onoare să fim noi evocați în astfel de cuvinte de acest artist. Bun, despre Valeriu Pantazie vreau să spun și câteva cuvinte pe care le-a scris Ion Pantilie, pentru că la ora actuală Ion Pantilie este numele de referință în pictura noastră argeșană. În Cafeneaua Literară, revin la această revistă care, iată, acordă mare spațiu picturii, Ion Pantilie semnează în 2013. La un an de la ultima apariție, Valeriu Pantazie vine la Pitești cu tot ce au realizat în spațiile lui de lucru. Starea de atelier se simte foarte bine din modul neconvențional de desfășurare cromatică. Pantazie descarcă tot ce consideră că îl reprezintă în materie de pictor român. Completează expoziția atelier cu o serie de compoziții altfel. Aș zice un mod interesant de comunicare prin construcții ușor geometrizate și obligate să poarte prin suprafețe adâncimea gândurilor poetului pictor Pantazie. Sunt curios cât o să dezvolte acest mod de a picta. Sigur, spațiul nu permite să citesc mai mult, deși tot ceea ce s-a scris despre Valeriu Pantazie este frumos, este interesant, dar fiindcă mi-a spus și mi-a adus aminte Ion Pantilie că Pantazie este pictor-poet, în acest album se află și două poeme pe care aș vrea să le recit. Valeriu Pantazie, poezie, tablou. Există în compensarea nebuloasei spirală de culoare pământie. În spatele casei este o groapă. Pământul de acolo e pus la temelie. Iubirea e sorbită din mâl și sunetul veșnic desparte trupul meu ce va fi nesătul undeva între viață și moarte. Pentru floare sunt albină lup, fluture negru în pulber de cretă. Simțământul că eu m-aș fi frânt mai adaugă o nouă planetă. Antijurnal. Acolo unde se termină poemul, veți rămâne cu bucăți din mine în gură. Începe o poveste despre omul care l-a scris. De-abia acum privesc liniștea de aproape și trec printre sârmele ei bine întinse. Trag de limbă un clopot cu bronzul încă în flăcări. Luna umple pagina. Cu nisipul deșerturilor viitoare, cu celelalte s-au ocupat Cavafis și Odiseas Elitis, adun telegrame de lux și bucăți din propriile mele poeme, alții
colecționează amnare și iască. Dați-mi un triunghi, îmi aud vocea. Dați-mi un triunghi și glasul lui Malraux. Vocea mea trece peste sârmele bine întinse. Ultima mea întâlnire cu Valeriu Pantazi s-a desfășurat în atelierul pictorului din mansarda de pe strada Amicet, nume dat unui articol în care Iolanda Malamen evocă existența din ultimii ani ai lui Valeriu Pantazi. Mansarda din strada Mecet, numărul 15, se numește articolul și el a fost publicat în Luceafărul de dimineață în anul 2009. Strada Mecet încă mai poartă câte ceva din atmosfera Bucureștiului interbelic. Cu amestecul ei de case modeste și impozante și chiar cu anume liniște patriarhală pe care o găsești din ce în ce mai rar prin centrul capitalei. Urcând scara de serviciu îngustă a unei vile la numărul 15, peste care trecerea anilor a lăsat oarecare urme, de curând o șoferiță inconștientă adăugat și a una ștergând mașina de colțul clădirii, se ajunge la un mic apartament mansardat în care locuiește, scrie și pictează poetul Valeriu Pantazi. Primul lucru care te izbește odată ce ai trecut pragul este mirosul de vopsele ce plutește în aer, mărturia lucrului aproape neîntrerupt la șevaletul care ocupă un spațiu regal în atelier. Picturile care s-au născut aici au plecat de-a lungul anilor în multe colecții din țară, dar și în 2-3 continente. În ultimele 2 decenii, existența lui Valeriu Pantazi a fost dominată de un febril contact cu vizualul și din când în când de o participare legatară ca expozant. Valeriu Pantazi ne-a părăsit într-o vară anului 2015, vara anului 2015 la 26 iulie. Tablourile sale continuă să îmbogățească acum casele colecționarilor și încet, încet să-și cucerească eternitatea. Aș vrea să periplul meu prin lumea picturală să-l închid cu evocarea artistului Augustin Lucici. Așa cum am spus, l-am plâns pe Lucic ca pe fratele meu. A plecat de curând și într-un mod nedrept, parcă, dintre noi. A plecat o inimă caldă și un artist care încet, încet, în loc să se estompeze, se va ridica pe treptele artistice. Sunt convinsă că tablourile lui Lucic vor merge din ce în ce în mai multe locuri din lume, în mai multe colecții particulare. De la pictorii pe care i-am evocat, am cumpărat și eu de-a lungul anilor diverse tablouri care mi-au plăcut. Mi-au plăcut mult, dar și pentru a le face lor bucuria, că atunci când organizau o expoziție, participam și eu, cu drag, la achiziționarea unui tablou. Este o mare bucurie pentru un pictor când organizează o expoziție, ca un prieten, o cunoștință sau un străin, să plece de acolo cu un tablou. Așa cum pentru un scriitor este o enormă bucurie când își găsește un nou cititor. De la Augustin Lucici am cumpărat numai 3 tablouri. Evocatoare însă. Odată am cumpărat un peisaj din Trivale. O toamnă de octombrie spre noiembrie și altă dată de la Muzeul de Artă, când l-am vizitat, am cumpărat o imagine a unei mănăstiri din Grecia. Dintr-o expoziție am cumpărat de la Augustin Lucici o casă țărănească cotropită de iederă. Aceste tablouri se găsesc în casele fiicelor mele. Acea casă românească luminează sufrageria fetei mele, Aida, la țărmul oceanului și regret că nu am cumpărat cât mai multe. Credem că am timp. Cine se gândea că Lucici se grăbește? Iată că s-a grăbit. Despre viața lui, Lucici era membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici și absolvent al Institutului de Arte Plastice. S-a născut la 19 februarie 1956 și a fost absolvent, așa cum am spus, al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu.
terminând facultatea de arte decorative în 1983. Augustin Lucici a început să picteze de la vârsta de 5 ani, fiind îndrumat către această artă de mama lui. Pe parcursul studiilor a beneficiat de îndrumarea unor mari profesori precum Aurel Calotă, Gheorghe Pantelie, Costel Badea, Lucian Ioan. În 1991 și 1992 a luat premiul întâi la Salonul Național de Artă 22. În 1995 a beneficiat de o bursă de studii la Academia din România din Roma. A participat de-a lungul carierei la peste 40 de expoziții în România, Italia și Luxemburg. Multe dintre lucrările sale se regăsesc în colecții private din Anglia, Belgia, Canada, Franța, Germania, Israel, Italia. Am fost colegă cu Augustin Lucici la Colegiul Liceu Brătianu când el a predat istoria artei la clasele care aveau acest opțional. În fiecare toamnă, cu elevii de clasa a noua, făceam o vizită la galeria de artă, la muzeul pe care Lucici îl, cu atâta dragoste, cu atâta dăruire, nu numai că îl conducea, îl și organiza, îl întreținea, Lucici le vorbea atunci copiilor. Ascultam cu uimire, de fiecare dată cu aceeași plăcere, superba conferință despre pictorii care erau expuși acolo. Nu era o informare a unui profesor către niște elevi, era o conferință despre artă. Avea cunoștințe vaste și le exprima cu mult profesionalism. Îmi plăcea cum organizase muzeul de artă, îmi plăcea cum erau repartizate picturile, cum era organizată secția de pictură modernă. Sunt încă sub impresia durerii pe care moartea prematură a lui Lucici ne-a produs-o și nu știu ce aș putea exprima ca să-mi arăt iubirea față de acest artist, față de acest mare pictor. Poate că întrăznesc, dar vreau să întrăznesc, o rugăminte către consilierii municipiului Pitești. Eu cred că îi se poate acorda post-mortem lui Lucici titlul de cetățean de onoare al orașului nostru.